prins mai mulți turci și decât bulgari. A lui David și a celorlalți compozi de rânduri de seniori și de juniori, să-l popularizăm în modul la masă și cei care reușesc să construiască și să pună parte unui partid într-un oraș mare, pentru că sunt foarte multe orașe mari în care există de bazine cu subvenții olimpice. Mă refer aici la ceea ce noi, Constanța, Iași, Craiova, sunt orașe o populație, repete, 2-300 de mii de locuitori și bazine lipsesc. Răzvan Florea, singurul medaliat olimpic din canotul românesc masculin, într-o declarație pentru Radio Constanța. Vremea se va menține călduroasă astăzi în cea mai mare parte a Dobrogei, izolat caniculară în zona continentală. Temperaturile maxime se vor încadra între 30